I'm farming, I'm farming, I'm farming, I'm farming, I'm farming, I'm farming, I'm Avem prea mult farme, nu? Trebuie să ne naștem bătrâni, să venim înțelepți, să fim în stare de a hotărâ soarta noastră în lume, să știm din răscrucea primară ce duce. Ar trebui să ne naștem bătrâni, să venim înțelepți, să fim în stare de a hotărâ soarta noastră în lume. Să știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc. Și iresponsabil să fie doar dorul de a merge. Să venim înțelepți. Să fim în stare să... cu me, panaites cu P, panaites cu X, să fim în stare, să hotărâm soarta noastră în lume. Papa Caraiosi Fog. Papa Caraiosi Fog. Papa Coste Me, Papa Coste V, Papa Dache Lucian. Papa Dache Lucian. Alo? Da? Casa dramaturgului Papadachi Lucian? Da. Vă rog, dramaturgul. Cine e acasă? Cine îl caută? L-a căutat artista poporului Ruxandra Vangu. Da. Mm-hmm. Șerban Rotaru, Visarion 8. Alo? Domnul Șerban Rotaru? Da. Poți să-mi spui de ce mă urmărești în fiecare zi? Greșeală, domnule. Nu închide? Nu-i nicio greșeală. O verișoară de pe Mântuleasa mi-a spus că mă urmărești de 2 săptămâni. Ești student la Politehnică. Nu sunt student la Politehnică. Ai 23 de ani. Am 38 de ani și sunt inginer toată ziua. Minți! Ești student la Politehnică și ai 23 de ani. Domnișoară, te rog, am avion la orele 17. Foarte bine. La 16:30 sunt la aeroport. Mă numesc Ruxandra Vancu. Încântat, dar lasă-mă, domnișoară, să-mi fac valiza. La 16:30 sunt la barul aeroportului. Port un balon zait verzui.
Domnișoara, în balon s-a adverzuit. Domnul Șerban Rotaru! Credeam că e o farsă. De ce ați venit, dacă... Pentru că îmi plac farsele evidente. A, nu. Eu, în general, nu admit farsele. Și? Eram singură. Ah, erai singură. Te plictiseai. Eu, când sunt singură, nu mă plictisesc niciodată. Dragii mei, avionul de ora 17 a aterizat. Să bem. E foarte amuzant, nu? Nu e deloc amuzant, domnișoară. Nici o victorie asupra morții nu poate fi amuzantă. Sunteți copilă. Nu știți ce înseamnă să fii mutat din hazard pur de pe un avion pe altul. De două luni de zile, în fiecare joi, sărbătoresc cu prietenii mei exact la această oră. Exact la sosirea acestei curse? Stupid. De ce e stupid? Pentru că pe avionul acela erau... Dar eu nu eram. Și de aceea nicio victorie asupra morții nu poate fi stupid. De altfel, dacă vreți să luați loc, putem fi mai detailați. Pentru Baia Mare, sunt invitat la avion. Dorim pasagerilor călătorie... Filoți, o povești formidabile. Se poate. Dar eu... Când te întorci? Mâine. Mie seara, să știi că te caut. Îți dau telefon! Ui, ce ploaie! Cine-i cea? Biroul tău? Nu stim. Zece minute, da? Nu mai merge, nu are reuniune? Mă întorc cât se poate de repede. Așteaptă-mă aici. Da? Nu plec afară. Alo, domnișoară. Dumneavoastră? Dumneavoastră, ce căutați aici? Sunteți din personalul șantierului? Dacă nu sunteți din personalul șantierului, vă rog să părăsiți de îndată baraca. Nu găsesc pantuful. E supat. Vezi, mă bag eu după el. Domnișoară, sunt de la procuratură. N-am niciun cheu de discuție în ochii. Procuratură? Asta e cu crime, cu omoruri. Dar n-am omorât pe nimeni, domnule. Nu e vorba de nicio crimă. Azi noapte s-a întâmplat un accident grav de muncă. Dar evident că n-am niciun amestec în treaba asta. Aseară am fost la teatru. Am văzut o piesă. N-am văzut nicio piesă. N-am mâncat, n-am dansat, n-am băut. Unde lucrați? Nu vreau să am niciun amestec. Vreau să vă fie foarte clar. Evident, dacă nu e cazul. Dar unde lucrați?